mei, mă bucur să ne reîntâlnim în acest sfârșit de săptămână și o să vă rog ca de obicei să vă relaxați, pentru că începe un weekend în care puteți să gândiți și să iubiți roz. Astăzi vom discuta cu un om politic, dar nu așa cum sunteți voi obișnuiți să vedeți un politician, adică pragmatic, criticându-și adversarii și fiind permanent gata de a riposta. Astăzi vom încerca să pătrundem dincolo de politică, spre sufletul invitatului nostru, spre partea aceea roz care există în oricare dintre noi. Titu Maiorescu spunea că nu există prieteni în politică, există numai prieteni politici. Vom afla dacă este sau nu așa de la invitatul nostru, domnul Călin Popescu Tăriceanu, pe care îl poftesc în platou. Un aplauzele dumneavoastră! Vă rog să luați loc aici, pe canapea MOP. Cred că ar fi mai bine să stați acolo, da, ca să ne vedem mai bine. Și ca să fiți mai aproape de fondantele roz. Mi-au făcut cu ochiul de când am intrat. Spuneți-mi de ce vă amintesc fondantele roz. De copilărie. De copilărie. De bunici? Nu de bunici, de două cofetării celebre în București. Capșa, care încă, să zicem așa, mai există. Și cofetăria Nestor. Cofetăria Nestor era pe locul unde este actualul Hotel Radisson, de pe Calea Victoriei, și unde aveau niște prăjituri și bomboane, specialități de excepție. Și mie îmi plac dulciurile foarte mult. Atunci înseamnă că ne-am gândit bine. Noi am încercat așa să facem, să creăm aici o atmosferă ușor pariziană, care să ne amintească puțin de vechiul București, supranumit Micul Paris, nu? Da, perioadă frumoasă pentru capitală. Să știți că, în afară de această formulă care pe noi ne măgulește, eu am să vă mai spun o formulă care e mai puțin măgulitoare. Și tot francezii au folosit-o la adresa României. Sună cam așa. Ici, où tout est pris à la légère. Deci aici unde totul e luat în ușor. Așa. Din păcate. Și uneori e adevărat. Bine, dar asta poate să însemne și ceva bun până la urmă, ca tragediile și lucrurile într-un fel, vedeți, formula completă, am să vă spun, este puțin mai amplă. Mai dură. Da, și suna cam așa. Ici au port de l'Orient, où tout est pris à la légère. Deci aici la porțile Orientului, unde totul e luat în ușor, în derâdere. În sfârșit, eu cred că România are un specific și sigur că acest specific este legat de faptul că este amplasată la porțile Orientului. Influențele mediteraniene sunt foarte puternice și dacă, eu știu, poate pentru spectatorii ceva mai în vârstă, o să le readuc aminte că în București viața de noapte până prin anii 70, până la sfârșitul anilor 70, era foarte plăcută. Viața începea seara la ora 9, lumea ieșea în oraș, la restaurante, la cârciumi, în sfârșit, și se termina destul de târziu. În anii 80 însă au introdus, în perioada aceea de restricții de energie, de lumină, de mâncare, s-au introdus noi reguli și restaurantele întâi au început să se închidă la ora 12 și după aceea la ora 10, iar programul de televiziune ținea 2 ore pe zi, între 8 și 10 seara. Ținând cont numai de faptul că se închideau restaurantele, dacă stăm să ne gândim în Germania și astăzi, la ora 10, restaurantele se cam închid. Adică nu prea mai e nimeni pe stradă, pentru că oamenii se duc să muncească a doua zi. Da, eu vorbeam însă de zona mediteraneană. Mergeți în oricare țară din jurul Mediteranei, și în Franța, în sud, și în Italia, și în Grecia, și în țările din Orientul Mijlociu, și o să vedeți că viața continuă până târziu spre dimineață. Și e foarte plăcut, eu mă simt foarte bine. Cred că într-o viață anterioară am trăit într-o țară din zona aceea. Da, oricum aveți și origini grecești. Am origini grecești, mama este grecoaică, da, și sunt foarte mândru de aceste origini. Spuneți-mi, vă considerați până la urmă norocos că v-ați născut în România? Cred că în România viața mi-a oferit foarte multe bucurii, foarte multe satisfacții. Nu știu dacă aș fi plecat, pentru că vă mărturisesc, ca orice tânăr, când aveam 20-30 de ani, m-a bătut gândul acesta foarte serios, să plec în străinătate, să emigrez. Știți, oamenii au nevoie de modele și cred că dumneavoastră sunteți un model pentru români, un model de succes. Cum a fost drumul?
până la a ajunge prim-ministru? Pot să vă spun că a fost un drum greu. Am făcut studii liceale serioase în București, la Liceul Sfântul Sava. Am făcut după aceea o facultate foarte grea, spune, nu grea, foarte grea, o facultate tehnică. Am terminat cu diplomă de inginer și cu examenul de diplomă cu nota maximă. Și după aceea am început pașii care trebuia, pe care trebuia orice tânăr să-i parcurgă la vremea respectivă. Am făcut stagiatură pe șantier, pentru că sunt inginer constructor. Iar după ce am terminat stagiatura, am ales să merg la catedră. Am fost asistent universitar și în 90, când s-au schimbat vremurile, ca să spun așa, ca să glumesc, m-a găsit acea perioadă încă la facultate. O perioadă foarte frumoasă, pentru că lucram cu tinerii, lucram cu studenții, dar îmi făceam și meseria, dincolo de meseria de profesor, făceam pe cea de inginer, pentru că lucram foarte mult pe partea de cercetare și proiectare. Și după 90, sigur, au apărut alte oportunități. În primul rând, cele politice. Am început să activez în Partidul Național Liberal, unde a fost foarte mult de muncă, extrem de mult de muncă. Și, sigur, în paralel, am început să lucrez la niște proiecte de interes privat. Am demarat cel mai cunoscut radio privat din România, Radio Contact, cu o echipă de tineri pe care astăzi îi văd, nu mai sunt adolescenții de atunci, ci oameni maturi și care s-au realizat în domeniul acesta al media. Sunt oameni care astăzi conduc alte posturi de radio sau sunt, a spune, vedete de televiziune. Radio Contact a fost o școală extraordinară din acest punct de vedere și pentru mine, dar și pentru ei. Și mă bucur că unii și-au găsit vocația și au ajuns să fie oameni cunoscuți și recunoscuți. Și în paralel am început și o altă afacere care ține foarte mult așa de partea mea afectivă, să spunem, dar și de o anumită tradiție în familie. Am înființat o firmă care a devenit importatoare de automobile și care funcționează și astăzi. Făcând un arc în timp, am preluat, dacă vreți, ideea de la bunicul meu, care era în aceeași branșă încă dinainte de primul război mondial. Da, sigur că odată cu... În aceasta cu automobile. Exact, exact. Și lucrul acesta, vă pot spune că mi-a adus și de aici un avantaj. V-ați format baza materială, practic, nu? Da, exact asta vreau să vă spun, că am un mare avantaj, cred. Că fiind în politică, nu sunt dependent material de o funcție și am o independență financiară care îmi permite să fiu detașat de tentațiile care, sigur, îi fac pe foarte mult să-și piardă mințile și să nu poată să își exercite funcțiile publice cu onestitate și cu corectitudine. Deci acesta ar fi, dacă vreți, așa, parcursul foarte bine, pe scurt. Oamenii ar spune și ce dacă. Chiar dacă are un politician, are bani, poate să vrea mai mulți bani. A, bine, adică oricine, nu e... oricine, sigur. Aici nu pot să vă contrazic, e un lucru care dar se poate greu. Spune. E mult mai greu și depinde dacă ai o măsură în toate. Și eu cred că am o măsură în a lucrurilor. Dar revenind la întrebarea pe care mi-ați spus-o la început, pot să vă spun un lucru, că toate aceste realizări sunt rezultatul unei munci asidue. Mi-aduc aminte, n-am să vă spun ceea ce s-a întâmplat înainte de 90 și am să mă refer la lucrurile mai recente. Zilele mele de lucru, nu când eram prim-ministru, că atunci poate e de așteptat să muncești 12 sau 14 ore pe zi, dar cât am activat în domeniul privat. Ziua începea de dimineață la 8 sau la 9 și se termina seara la 10, la 11, când terminam treaba. Nu aveam muncă normată. Au fost ani de muncă care mi-au adus într-adevăr și satisfacții profesionale, materiale, și astea sunt importante, nu vreau să le desconsider sau să credeți că nu mă gândesc la aceste lucruri, pentru că în final fiecare își dorește să trăiască mai bine, cum e și firesc, și sigur că vrei ca munca ta să fie și răsplătită. Și răsplata muncii înseamnă să câștigi mai bine și să poți să-i faci pe cei din jurul tău să simtă că trăiesc mai bine și sunt fericiți. Așa este. Spuneți-mi, ajungând la perioada în care ați devenit prim-ministru al României, ce se întâmplă din pielea primului ministru? Ce se întâmplă odată a ajuns acolo? Este un miraj al puterii?
v-ați transformat în vreun fel față de cei din jur? Pentru că am mai discutat și cu alții politicieni și îmi spuneau că unele persoane când ajung într-o funcție înaltă își uită prietenii, se transformă, nu mai au timp, adică comportamental se schimbă, după care, bineînțeles, când nu mai sunt în funcția aceea, revin la o normalitate. Acum vreau să ne spuneți, din punctul nostru de vedere, cum ați trăit acele clipe. Să știți un lucru, că viața se schimbă și nu se schimbă în bine. Din afară, mirajul acesta al puterii îi face pe mulți să creadă că e ceva extraordinar. Eu am văzut în funcția de prim-ministru, înainte de orice, responsabilitatea care apasă pe umerii mei, obligațiile pe care le am ca prim-ministru și din acest motiv vă spun că au fost 4 ani grei, 4 ani cu presiuni mari. Și în ceea ce privește viața privată și viața de familie, e o catastrofă. Nu mai ai timp pentru apropiați, pentru familie. Cu toate acestea, sigur că sunt și clipe în care trebuie să te destinzi, că altfel, la un moment dat, ceva pocnește, nu se poate, nu reziști la infinit. Și încercam să-mi păstrez și comportamentul și cercul de prieteni și din acest motiv mai ieșeam din când în când. Bineînțeles că jurnaliștii, erați sau comentat, mai bine spus paparații, erau pe urmele mele și comentat, dar, în sfârșit, astea sunt avatarurile funcției publice, nu te poți detașa de ele. Credeți că ați fost considerat cel mai cool prim-ministru al României de după 90? Nu știu, asta trebuie să spuneți dumneavoastră sau, în sfârșit, observatorii. Apropo de asta, că erați vânat de paparații, că, în general, paparații nu prea vânează politicieni, așa... Când mă duceam într-un club, ba da, mă fotografiau, nu exista să scap neobservat. Dar până la urmă era ceva normal, nu? Da, eu cred că e normal, pentru că, totuși, dacă ești în funcția de prim-ministru, nu înseamnă că ai înghițit o scobitoare în momentul în care ai semnat, eu știu, jurământul și trebuie să te comporți ca înainte. Sigur că anumite lucruri poate se schimbă, pentru că funcția aceasta, dacă nu degajă și o anumită autoritate, atunci nici nu poți să realizezi ceea ce îți propui. Depinde de cum faci uz de această autoritate, depinde cum vrei să-ți exerciți funcția, dacă înțelegi că în politica modernă o astfel de funcție presupunea un lucru în echipă, decizii pe bază de consultare, te discuți cu specialiști, cu consilieri și ei, în final, decizia, responsabilitatea îți revine. Deci, dar nu mai este, dacă vreți, ca să fac așa un fel de paralelă, nu este o conducere despotică într-un stat modern. Funcția de prim-ministru presupune o serie de constrângeri. În primul rând, guvernul este supus controlului Parlamentului. Trebuie să te duci periodic să dai socoteală, să prezinți un raport. Parlamentul te poate sancționa. Au la îndemână o serie de instrumente. Moțiunea de cenzură cu care pot să facă parlamentarii să cadă guvernul și așa mai departe. Ai un critic permanent și foarte virulent, care este presa. O presă care în România nu întotdeauna este obiectivă, pentru că nu răspunde, eu știu, numai la criteriul acesta de obiectivitate, ci mai sunt alte interese în joc, în spate. Și atunci asigur că de multe ori un proiect poate este atacat, nu pentru că nu e bun, ci pentru că nu răspunde intereselor unor persoane Cât care au în mână... Cât timp v-a luat ca să vă prindeți de toate dedesubturile astea? În această funcție, dacă pici din cer, atunci îți trebuie mult până te dumirești. Mai făcusem un exercițiu de ministru cu 10 ani în urmă, aveam o experiență parlamentară, deci nu eram un neofit. Cam cele mai multe trucuri, ca să zic așa, le știam. Sigur că exercițiul funcției e diferit de prim-ministru, mă refer, de o funcție de membru al guvernului, dar spuneam că aveam o anumită experiență și cred că am o cultură politică care m-a făcut să mă adaptez poate un pic mai repede. Apropo de ce spunea Titu Maiorescu, că nu există prieteni în politică, ci numai prieteni politici, sunteți de acord? V-ați pierdut vreun prieten în această perioadă? Un prieten din politică? Să știți că Maiorescu are dreptate, însă în politică, din ce în ce mai mulți oameni care vor să facă o carieră politică pe termen lung, au înțeles că trebuie să-ți ții cuvântul. Și dacă nu-ți ții cuvântul, îți pierzi creditul și atunci nimeni nu se mai poate baza, poți să promiți, dar degeaba, nimeni nu te ia în seamă.
Sigur că cei care intră în politică cred că totul e permis. Eu cred că nu e totul permis și nu trebuie să fie totul permis și politica trebuie să se desfășoare după un set minim de reguli, în așa fel încât să degaji în final credibilitate. Dacă nu ai credibilitate, atunci în fața electoratului aș spune că ești pierdut. Uitați-vă ce se întâmplă cu guvernul actual și atunci o să mă înțelegeți ceea ce vreau să spun. La momentul la care erați prim-ministru, primeați de asemenea critici. Așa este? Foarte multe. Cum le percepeați? Vă duceați? Adică acele atacuri vă deprimau într-un fel? Nu știu, cum vă afectau? Nu, n-aș spune că mă deprimau, dar mă afectau, fără îndoială. Și atunci când simțeam că sunt critici injuste, mi s-a întâmplat nu odată să pun mâna pe telefon, să discut cu anumiți jurnaliști pe care îi cunoșteam și cărora doream să le explic care este perspectiva mea proprie, pe care o consideram una corectă. Adică eu am o abordare foarte deschisă în această problemă. Și dacă vreți, vă dau și un exemplu care îmi vine foarte ușor la îndemână. Mi-aduc aminte că la un moment dat am introdus o taxă care este foarte cunoscută, taxa de înmatriculare pentru mașinile second hand. Explicându-le și jurnaliștilor și oamenilor că nu vreau să facem din România un cimitir de mașini de ocazie și că prefer să susținem industria națională și crearea de locuri de muncă pentru români. În așa fel încât să nu-i vedem plecând în străinătate să-și caute locuri de muncă, ci să poată să stea alături de familiile lor, aici unde sunt integrați, și să muncească și să câștige onorabil. A fost o dispută în care n-aș putea spune că am ieșit așa la suprafață prea bine, din contră, am primit critici cu duiumul, foarte mulți cetățeni n-au înțeles lucrul acesta, dar ținând cont că în fond și din principiu era o abordare corectă, nu m-am lăsat bătut. Cu toate că am avut parte de o campanie de presă destul de virulentă. S-a dovedit a fi un lucru bun, în final. Eu zic că da, pentru că în toată lumea, dacă o să întrebați un prim-ministru care sunt primele două priorități pe care le are, o să vă spună creștere economică și locuri de muncă. Deci, cred că eram pe partea corectă. Credeți că ați fost norocos totuși că în perioada în care ați fost prim-ministru, România nu a fost în criză? Adică n-ați prins chiar partea aceea de criză mondială în esența ei? Da, haideți să vă spun sincer, da, sigur că era o perioadă în care economia mondială se învârtea bine și cea românească la fel, se învârteau ca o roată, vreau să spun. Dar ceea ce se întâmplă astăzi, după părerea mea, nu reprezintă un ghinion pentru cineva sau o fatalitate. Pentru că dacă ne uităm la alte țări din jurul nostru și nu, eu știu, la mii de kilometri de depărtare, o să vedem că sunt țări care se comportă mai bine sau cu economii care se comportă mai bine sub presiunea crizei și țări care suferă foarte mult, cum e România. Dacă ne uităm la Polonia, o să vedem că efectele crizei până acum au fost mult mai reduse decât în cazul României și explicațiile țin de calitatea guvernării. Eu sunt extrem de mâhnit pentru că această criză economică nu este un lucru care să-i lovească numai pe unii, afectează pe toți. Dacă vreți și dintr-un punct de vedere egoist, să spunem, mă afectează, mă deranjează ca simplu cetățean. Din multe puncte de vedere. V-a afectat afacerile? Cum să nu? Bineînțeles. Nu cred că e cineva care astăzi să spună că navighează cu toate pânzele sus. Dar haideți să schimbăm puțin subiectul, că totuși suntem aici la Via în Ros, trebuie să privim jumătatea plină a paharului și să încercăm să le dăm un pic de optimism oamenilor. Așa că o să vă întreb dacă sunteți o persoană maleabilă, ușor de, nu știu cum, să zicem dacă sunteți încăpățânat, dacă vreți neapărat să obțineți, dacă vă puneți ceva în cap și vreți să obțineți. Adică în politică se făcea așa cum spuneați dumneavoastră sau acceptați sfaturi de la consilieri și v-am spus că arta modernă a politicii presupune consultare și nu o atitudine discreționară, presupune să asculți oamenii, să încerci să vezi care sunt părerile și să și ții cont de ele. Nu numai să le asculți, că unii fac acest exercițiu, dar mai departe nu se întâmplă nimic.
Prin urmare, vă pot spune că am o fire care este nu încăpățânată, dar sunt perseverent. Dar totuși sunteți un capricorn, nu? Păi da, și caracteristica este perseverența. Și pot să le spun, știu, celor tineri, că fără perseverență în viață nu faci nimic. Așa este, sper să țină cont de asta. Noi o să luăm o pauză, timp în care bandul o să ne cânte ceva. Nu știu dacă o să ne cânte chiar ceea ce vă doreați noastră, pentru că i-am întrebat și nu știu, dar se vor pregăti pentru data viitoare. Ați servit ceva între timp, am văzut. Da. Vreau să vă mai pun două întrebări legate de partea asta politică și de perioada în care ați fost prim-ministru al României. Dacă regretați ceva, dacă ați face altceva, adică altfel, ceva din acea perioadă, dacă ar putea să vă întoarceți în trecut, și dacă dumneavoastră învățați din propriile greșeli sau învățați din greșelile altora. Am să încep să vă răspund la a doua întrebare. Învăț și din propriile greșeli, experiența contează enorm și, așa cum vă spuneam, am încercat să-mi fac o cultură politică și citind istorie și istorie politică foarte multă, înveți nu neapărat din greșelile altora, din experiențele și din evoluțiile politice care sunt foarte utile să le cunoști ca să poți să iei de multe ori decizii bune și inspirate. Acum, în ceea ce privește prima întrebare, probabil că sunt lucruri care le-aș face altfel astăzi decât le-am făcut atunci. Ne puteți spune? Nu m-am gândit, n-am să pot să vă dau acum un exemplu concret. Dar sigur că ceea ce vă pot clar spune astăzi este că mi-aș fi dorit să fac mai mult. Sunt conștient că în mandatul pe care l-am avut, din motive, aș spune până la urmă, obiective, au fost perioade în care mi-am mirosit energiile în dispute inutile, pe care nu încercam să le provoc, dar eram antrenat în ele și atunci n-ai încotro, îți pierzi timp, îți irosești timp,
când ai putea adică să energie faci... energie negativă, care atrage energie negativă în loc să... Nu neapărat în sensul ăsta, în sensul că într-un bilanț al timpului e timp pierdut pe care în loc să-l folosești pentru lucruri utile, constructive, îl irosești. Deci considerați că ați fi putut face mai mult pentru România. Fără îndoială. Spuneți-mi, am văzut că sunteți un susținător al regelui Mihai. Ce semnificație are pentru poporul român discursul regelui Mihai? Și să ne spuneți puțin din culise, că cred că ați fost puțin în spatele, adică ați, știu că au fost probleme în Parlament, și să ne spuneți cum s-a reușit până la urmă să... Să existe un consens în sensul în acest. Acum, dacă vreți câteva vorbe despre discurs. Discursul a fost foarte interesant pentru că ne-a arătat un alt tip de discurs decât cel politic uzual și a fost un discurs care a încercat să se bazeze pe ideea sau să realizeze consensul, să realizeze coeziunea și mobilizarea energiilor acestui popor și cred că acest discurs, dacă vreți, decurge din modul în care monarhia modernă joacă rolul într-un stat de drept. Deci cei care rămân prizonierii clișelor, monarhul nu mai e monarhul absolut de altă dată. E un simbol, practic. Este un simbol al puterii, dar este și un factor de, așa, de unitate, dacă vreți, care simbolizează instituțiile și statul în sine. Un europarlamentar spunea că n-a fost un discurs în limba de lemn, în care se țin de multe ori discursurile politice. Foarte adevărat și acest lucru. Regele Mihai folosește, l-am auzit de multe ori vorbind, folosește o românească atât de neaoșă cum rar mai putem să auzim. Și a fost un moment emoționant, după cum ați văzut. Am discutat cu colegi și colege din Parlament și dacă de la femei mă așteptam să fie poate un pic mai emotive, pentru că se presupune că sunt mai sensibile, pot să vă spun că au fost numeroși colegi care mi-au spus că le-au dat lacrimile. Deci la femei mă așteptam, dar nu mă așteptam la bărbați. Și regele a fost emoționat la sfârșitul discursului, foarte emoționat, îl cunosc destul de bine și am văzut pe față, îi se citea emoția. Acum câteva cuvinte despre culise. Această inițiativă și haideți să spunem, poate nu atât culise, cât modul în care proiectul a avansat. Am avut anul acesta, la începutul verii, o discuție cu colegul meu, Puiu Hașoti, senator, bun prieten cu mine, care mi-a spus, zice, ce părere ai avea dacă l-am invitat pe rege în Parlament de 25 octombrie cu ocazia zilei de naștere. Și am spus, mi se pare că ideea e foarte bună, dar or să ne blocheze ăștia însemnând puterea. Și în sfârșit am convenit cu el că pornim la acest demers. Eu m-am însărcinat să discut cu Casa Regală și să tatonez terenul, să vedem dacă regele este dispus, pentru că altfel n-avea niciun sens, dacă are disponibilitate pentru a veni în fața Parlamentului să se adreseze națiunii române, și răspunsul pe care l-am primit a fost unul favorabil. Și în acel moment ne-am hotărât să dăm drumul inițiativei. În Parlament, așa cum mă așteptam sau cum ne așteptam împreună cu colegul Hașoti, am întâmpinat dificultăți și... Atunci când propunerea a fost adusă în fața biroului permanent care stabilește ordinea de zi, propunerea noastră a fost blocată. Majoritatea în biroul permanent este de partea puterii. A urmat o ședință în plena Camerelor Reunite, unde am observat că în sală puterea e cam absentă. Vorbisem în prealabil cu colegii de la Partidul Social Democrat, care m-au asigurat de susținerea lor, dar am vorbit și cu colegii maghiari, cu minoritățile naționale și mi-am dat seama că putem să facem majoritate. Ședința era condusă de președintele Senatului, i-am cerut să-mi dea cuvântul și am cerut introducerea pe ordinea de zi a acestei propuneri. Deci era nu se vota propunerea, ci numai introducerea pe ordinea de zi. Am avut majoritatea de care aveam nevoie și propunerea a fost introdusă pe ordinea de zi. A fost un moment de cumpănă, lumea s-a ridicat în picioare, a început să aplaude, a fost mare bucurie, tensiune, presa era de față și au dat seama că se întâmplă ceva. Cam ca la un meci, la o competiție sportivă, ne-am prins adversarul pe picior greșit, cum se spune. Și din momentul acela se simțeau în corz, n-au mai știut ce să facă, a urmat votul propunerii propriu-zise,
în plen și a trecut. Obstacolele însă nu s-au terminat. După cum știți, după discurs a urmat amplasarea unui bust a regelui Carol I și în legătură cu amplasarea bustului au fost multe discuții, dar am avut susținerea necesară. Adrian Năstase, Victor Ponta au fost oameni care m-au ajutat efectiv ca să putem să înaintăm cu proiectul și n-am să vă ascund, nu mă așteptam de la un partid de factură social-democrat, așa încât la un moment dat am spus că dacă oamenii mai aveau dubii în privința urmașului Partidului Comunist astăzi în viața politică, să nu se uite la PSD, dar nu mai vreau să spun... Dar nu cumva e o altă atitudine atunci când ești în opoziție? Să ne amintim ce se întâmpla după anii 90, când regele avea mari dificultăți. Da, deci lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Trecând peste aceste obstacole, peste aceste lupte, peste aceste dispute poate inerente, a fost o zi în care s-a realizat consensul între toate partidele politice, inclusiv Partidul Democrat, și le mulțumesc tuturor pentru că au participat la acest eveniment, permițând regelui să rostească un discurs nu în fața unei părți a Parlamentului, ci în fața Parlamentului României, care este reprezentantul legitim al națiunii. Deci până la urmă și colegii de la PDL au fost într-un și consens. Eu vreau să cred că în viitor această zi va fi un exemplu de comportament în politică, pentru că pe marile subiecte, eu știu, profunde, de interes național, e nevoie ca să conlucrăm cu toții. Nu-mi place că astăzi viața politică românească este fracturată. E o fractură puternică între opoziție și putere. Mie mi se pare că este un lucru care dăunează și cred și sper ca în viitor lucrurile să se schimbe și să intrăm într-o normalitate. În politică, opoziția nu este dușmanul puterii. Suntem adversari și unii și alții. Dacă vreți, am să vă povestesc o mică istorie pe care am mai relatat-o. Eram la începutul carierei mele politice și am fost în Marea Britanie invitat de Partidul Conservator. Și unul din membrii Partidului Conservator, relativ tânăr, mi-a povestit istoria lui în Parlament. În prima zi, după ce a fost ales deputat, s-a așezat în banca lui și în Parlamentul Britanic, spre deosebire de Parlamentul Românesc, care este un hemiciclu, puterea și opoziția stau față în față, în așa fel încât să faciliteze confruntarea. Și acest tânăr l-a întrebat pe un coleg de-a lui mai în vârstă, ăia din față sunt dușmanii noștri? Și el a spus nu. Deci ăia sunt adversarii noștri, dușmanii sunt ăștia de lângă noi. Colegii. Da, colegii, evident. Bine, glumind, trebuie să înțelegem există că... Există un pic de realitate în asta. Poate e și un pic de realitate, dar eu mă refeream cu precădere la cei care sunt de cealaltă parte a baricadei și care nu sunt dușmani, sunt adversari. Adversari de idei, de proiecte, de principii, de ce doriți. Da, în viața de zi cu zi, chiar dacă sunteți adversari în politică, în viața de zi cu zi, de ce nu puteți fi prieteni? Chiar eu știu multe cazuri de genul ăsta. Eu am prieteni în toate partidele și ne vedem, sigur, discutăm. Da, aveți discuții în contradictoriu? O, cum? Păi, normal, asta face și sarea și piperul până la urmă. Și, dar da, până sigur. La un punct, nu? Până la un punct, da, pentru că la un moment dat... disputa, eu știu, crește în intensitate și câteodată se întâmplă să mai degenereze, se produc certuri, despărțiri și așa mai departe. Revenind acum puțin la latura noastră umană, la sufletul dumneavoastră, ce ne puteți spune despre Călin Popescu Tăriceanu, omul, nu omul politic? Cum e el ca tată? Cum se comportă într-o relație de iubire? Credeți că există, poți să trăiești fără să iubești? Adică fără dacă dragoste. Dacă mă întrebați pe mine, am să vă spun că nu, dar sunt alții care pot să trăiască foarte bine, cred. Să trăiască bine? Da, nu sau știu, doar sunt să supraviețuiască? Nu, sunt mulțumiți, probabil. Sunt un om căruia nu-i place singurătatea. Îmi iubesc copiii și familia foarte mult. Mă bucur că am o șansă extraordinară, mama mea, să trăiască încă. Cu toate că are o vârstă venerabilă, are 89 de ani. Mulți înainte să vă trăiască. Da, mulțumesc. Și... vă spuneam că îmi iubesc apropiații, am prieteni de o viață, deci
Sigur că am și prieteni mai noi, dar am prieteni de care mă leagă foarte multe lucruri. Am prieteni din școala primară, am prieteni din liceu, am prieteni din facultate. Sunt prietenii solide care, pe care nu le clatină nimic. Și mă simt bine, sunt un om sociabil, îmi place să ies în lume, să trăiesc, să mă bucur de viață. Să vă îndrăgostiți? Da, normal. Dar partea proastă e că nu m-am îndrăgostit o singură dată. De ce neapărat? E parte proastă. E, glumesc. Dar acum, sigur, cu toate constrângerile care le-am legate de activitățile profesionale și politice... N-o să mai aveți timp. Nu. Pentru asta ai întotdeauna timp, dar îți trebuie o anumită reținere. Da, eu cred că totuși, adică sunt convinsă, aveți o inimă extrem de tânără. Pentru că se zice că după 40 de ani oamenii se îndrăgostesc mai greu, că dragostea nu mai vine așa ca la început, când ai 20 de ani și simți fluturi în stomac. La dumneavoastră cum e? Expresia asta cu fluturi în stomac pe mine mă amuză foarte tare. Da, de ce? N-ați avut niciodată fluturi în stomac? Păi știu eu, voi fi avut, dar nu mi-aduc aminte. Poate nu fluturi, dar un gol așa, un gol, o senzație. Da. Să ți se taie picioarele așa, așa când vezi pe cineva. Da, probabil că mi s-a întâmplat. Nu, dacă, vă spun sincer, dacă văd o femeie frumoasă, nu sunt insensibil. Adică cei care spun că nu-i interesează lucrurile astea, probabil că sunt făcuți din piatră. Eu nu sunt. Sunt foarte sensibil la frumosul feminin. De ce n-aș fi? Dar după 40 de ani, probabil că te schimbi într-un fel. Nu mai ești ca la 20 de ani. Sunt alte valori care prevalează. Și cred că e foarte frumos să fii îndrăgostit, de ce nu? Da, totuși, Capricorn fiind, știu că, în general, Capricornii sunt extrem de fideli. Deci atunci când sunteți îndrăgostit, sunteți îndrăgostit de persoana aceea. Nu vă mai impresionează orice altă femeie, nu? Frumoasă. Aș spune că nu mă impresionează. Poate să mă impresioneze, dar rămân cu impresia. Adică mă opresc la impresie. Deci sunteți o persoană serioasă. Da, da, nu pot să... Eu încerc să vă fac așa un pic de reclamă. Am înțeles. Dacă vreți să vă explic, nu știu să întrețin 5 relații în paralel. Nu știu. Dar două? Asta. Nu, nici două, una. Una. Una, da, bine. Și atunci când se termină, puneți punct. Preferați să puneți punct decât să sunteți... Da, nu-mi place să duc o viață dublă. Ne puteți da așa niște trucuri din experiența noastră în relația dintre bărbat și femeie, ca relația să meargă, să fie armonie în cuplu? Ce ar trebui să facă bărbatul și ce ar trebui să facă femeia? Să știți că trucuri n-am să vă spun, că nu știu trucuri. Probabil că e bine să folosești și trucuri, dar eu cred că e bine să fii sincer, să clădești o relație pe bază de încredere, pentru că altfel relația nu poate să trucuri funcționeze. Trucuri pozitive, adică nu... Da, am înțeles, nu, sigur că la acest lucru, dar v-aș spune că acestea sunt ingredientele esențiale. Trebuie să fii atent, trebuie să fii conciliant, trebuie să fii dispus să faci compromisuri, pentru că dacă unul din cei doi din cuplu are o personalitate puternică care dorește să impună permanent, eu știu, agenda activităților, sau atunci lucrurile nu pot să funcționeze bine. Deci e un... Așa, un fel de formulă chimică savantă în care trebuie să pui câte ceva din toate ca să crească aluatul și să dureze. Dar ce omoară dragostea sau ce o face să crească până la urmă? Adică diferențele dintre cei doi parteneri pot duce la distrugerea dragostei, atracția, da, aceea care... Da, pot, sigur, dacă sunt nepotriviri majore de caracter. De caracter, sigur că... Ciocnirile frecvente, disputele, până la urmă uzează relația foarte Dar mult. Presupunând că cei doi se înțeleg perfect, totuși chimia la un moment dat dispare? Putem face ceva să nu dispară, să fie așa o dragoste eternă până la adânci bătrâneți? Cred că oricine își dorește o relație frumoasă care să fie permanent alimentată cu dragoste, cu așa pigmentată, cu lucruri frumoase, cu bucurii, cu surprize, cu... Da, acest lucru depinde foarte mult de ambii parteneri. Dacă numai unul trage la căruță, nu funcționează. Credeți în astrologie? Vă pasionează? Am să vă spun ceva, nu mă pasionează și nici nu credeam. Însă am avut o experiență foarte interesantă și am crezut că mă pot lupta cu astrele. Și am pierdut. V-ați făcut compatibilitatea după?
Da. Dar nu, nu de compatibilitate. Nu, am primit așa, dacă vreți, un orizont în care n-am crezut și, din păcate, cel care s-a înșelat am fost eu. Și pe viitor o să consultați înainte? Nu. Nu, prefer să nu. De ce? E bine să știți dacă întâlniți o persoană, păi dacă da, nu, e ceea atunci, ce trebuie. Trăiești tot timpul, aș spune, sub imperiul unui lucru pe care știi că ți se va întâmpla și nu poți eventual decât să faci să driblezi puțin soarta, dar se pare că nu merge. Sunteți un romantic? Câteodată da, dar știți ce se întâmplă? Trebuie să ai starea de spirit necesară. Adică am să vă spun că de mulți ani am timp liber foarte puțin sau mai ales timp în care să mă simt relaxat, să pot să mă gândesc la lucruri care mi-ar face plăcere. Și atunci sunt de multe ori presat de timp, sunt presat de faptul că trebuie să rezolv în 24 de ore lucruri pe care probabil aș putea să le fac în 2 zile și n-am timp. N-aveți timp. Ăsta nu este un n-am punct de reflexie în strategie. Dar spuneți-mi, care sunt aturile pe care le vă bazați în a cuceri o femeie? Sunteți generos? Dar asta nu cred că trebuie să fie un atu, cel puțin în prima fază. Nu știu, v-am întrebat. În lumea în care trăim, cel puțin în București? În lumea în care trăim, da, acum generozitatea asta și capacitatea financiară. De a oferi cadouri. Da, de a oferi cadouri joacă un rol important, dar evident că lucrul ăsta nu face să dureze relația. Eu sunt în general discret în privința vieții mele private și nu-mi place să discut aceste lucruri și mai ales nu-mi place să discut mult despre mine, să atunci mă caracterizez. Nu vă mai întreb, o să vă mai întreb ce vă doriți pentru viitor. Trei lucruri. Primul lucru pe care mi-l doresc este să-mi văd băieții mari pe picioarele lor realizați. Îmi doresc foarte mult pentru ei să-și aleagă o meserie care să le placă și să o facă cu bucurie și să le aducă satisfacții. În al doilea rând, mă gândesc la mama, pe care mi-o doresc să fie alături de mine încă multă vreme și să se bucure de noi, de nepoți și de mine. Și sigur, în plan strict personal, îmi doresc o relație frumoasă care să împlinească viața. Așa să vă ajute Dumnezeu și cred că venirea aici, în acest studio, încărcat de energie pozitivă, e de bun augur. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm. Dragii mei, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Cause 60 is citrus and gon' pay the rent, so I'll be home until they call the cops. Cause my job's got me going.